Un gest șocant a avut loc astăzi în localitatea Butoiești. Un bărbat de 56 de ani a încercat să-și pună capăt zilelor într-un mod cumplit. S-a aruncat în fața trenului. Din spusele vecinilor, acesta ar fi întâmpinat mici certuri în familie. Că fi căutat el pe calea ferată pe acolo. Două echipaje din cadrul stației Strehaia au intervenit în această dimineață cu o ambulanță Smurd și o autospecială cu modul de descarcerare pentru salvarea unei persoane lovite de tren în localitatea Butoiești. Paramedicii Smurd au acordat primul ajutor unui bărbat care a suferit o amputație la nivelul membrului inferior. În cursul dimineții, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit în localitatea Butoiești pentru salvarea unei persoane lovite de tren. Paramedicii Smurd au acordat primul ajutor unui bărbat în stare de conștiință și cooperant, pe care ulterior l-au transportat spre Tiliaș, fiind predat unui echipaj de terapie mobilă intensivă din cadrul ISU 2. Polițiștii postului de poliție Transporturi Feroviare Strehaia au fost sesizați cu privire la faptul că în zona stației Butoiești un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a aruncat în fața unui tren de marfă. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a stabilit că un bărbat a fost acroșat de un tren de marfă. În această dimineață, polițiștii secției Poliție Transporturi Feroviare au fost sesizați cu privire la faptul că pe magistrala 900, în zona stației Butoiești, o persoană s-ar fi aruncat în fața unui tren de marfă. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care, numai verificărilor efectuate, a stabilit că un bărbat de 56 de ani în localitatea Butoiești a fost acroșat de un tren de marfă. Victima a fost transportată la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ce-o fi căutat acolo, într-o, nu știu, în calea ferată? Ce-o fi căutat acolo? Dumnezeu l-o fi mânat. Dar de ce să-l mâie? Când el putea să meargă pe asfalt, mergea pe la mine, pe șpeșul și-am bal. Nu știu ce să vă spun. Rău mi-a părut, bai de capul meu, dar nu mai spun. Era acolo liniștit în curte, nu să facă certul sau ceva, nu. Trecea pe lângă mine să rămână tanti Lență. Zic, nu mi-i zice să rămână, lasă, dă-mi bună ziua, că ori... Păi cum să zic eu, lumata. Deci, nu. Un băiat respectos a fost. Nu știu. Rău îmi pare de el. Îmi pare rău. Ce să-i fac? Ce să fac? Din spusele cetățenilor, bărbatul este un om liniștit la locul lui, dar și muncitor. Niciun vecin nu se gândea la o asemenea nenorocire creată chiar de către acest bărbat, din sursele noastre motivul fiind depresia.